Eu și. Anul trecut, 2020, din fondul disponibil pentru proiectări, ei nu au fost valorificați. Am ajuns până în prag când au fost făcute achizițiile publice pentru a face proiectările pentru rețelele apă și canalizare și am fost sunați de domnul Murat și insistent întreabă fiți achiziția. Și am întrebat. Și un an de zile n-am făcut niciun proiectare. Acum, dumneavoastră invocați ca banii de la Casa de Cultură, pe care eu i-am solicitat la ședințele municipale cu domnul primar general, să fie alocați pentru apă și canalizare. Eu nu o să doptez să-i valorific. Și o să primească așa, nici Casa de Cultură finisată și nici banii valorificați, din cauza că eu nu am proiecte. Dar proiectele dumneavoastră știți că undeva jumătate de an, 7-8 luni de zile. Aici trebuie topografia făcută, aici este de muncă, aici este pentru geologie, pentru fiecare gospodărie din sat aici trebuie proiectat. Cât durează o proiectare? Spuneți dumneavoastră, eu iau banii, da, îi dăm la apă și canalizare și eu nu am proiect. Eu ajung în luna octombrie și nu dovedesc să valorific. Și rămân. Și cu un lucru nefinisat, și cu Aisla. Ce propuneți dumneavoastră? Haideți să vă spun bună ziua. Mă ajută pe Sfântul de Genal. Consiliat Municipal, la Barul Comunitate, pe o parte care nu o să ne cunoaște. Haideți să vă întrebăm. Deci, eu nu știu care a fost situația la dumneavoastră și de ce nu s-au valorificat banii în anul precedent. Și dacă vorbim de suma de mic de 2 milioane, pentru că v-a sunat cineva, v-a spus întrerupeți, nu întrerupeți. Normal, există principiul autonomiei locale, iar dumneavoastră trebuie să vă conduceți de această în activitatea dumneavoastră și trebuie să echitați din interesul localității și întrebați cu cine și cum sună. Pornim de aici. Într-al doilea rând, dumneavoastră, împreună cu consilierii locali, stabiliți prioritățile pentru localitatea dumneavoastră. Noi astăzi n-am venit să vă dăm o lecție dumneavoastră, noi astăzi am venit să discutăm cu dumneavoastră, să vă spunem
care este părerea noastră și cu ce vom putea noi contribui ca să vă ajutăm în calitate de consilieri municipali. Pentru că într-un final o să voteze inclusiv bugetul pentru suburbii și noi vrem să avem o discuție pe marginea prioritizării, astfel încât noi doar știm, și noi asta știți mai bine ca mine, că solicitările suburbiilor întreg de 10 de ori bugetul care noi l-am preconizat să-l dăm. Și atunci, desigur, va trebui să facem o prioritizare. Și desigur vor fi dați bani pentru proiecte care cu adevărat sunt prioritare. Și de asta am vrut să avem discuția asta aici și mi se pare foarte ok ideea asta și mulțumesc doamna Popa pentru această idee, pentru că mi se pare foarte pertinent și discutăm în contextul ăsta. Acum dacă mergem cu termeni, dumneavoastră m-ați întrebat despre termeni. Eu vreau să vă dau un exemplu colegul dumneavoastră de la Băcioi, care un proiect nu de 9 milioane, nu de 7 milioane și nu de 4 milioane, dar de 88 de milioane, l-a făcut timp de o lună de zi de proiect. Eu consider că se poate. Mai mult ca atât, o să vă dau exemplu colegului nostru de la Stăuceni, care cu un proiect în valoare de 4 milioane l-a pregătit în 2 săptămâni de zi. În ce constă proiectul dumneavoastră? Apă și canalizare. Mai mult ca atât, de exemplu, la Băciori, dacă trebuie să spun, e vorba de 3 localități, da? Deci 2 localități mai mici, care intră în comună și o parte din propriul zis de localitatea Băciori. Deci, aici ține nemijlocit de calitățile și capacitățile de fiecare aparte și de către situația care este în sector. Dar reiterez încă o dată, noi n-am venit să vă dăm dumneavoastră lecții, nu vă spărați și nu o luați în sensul ăsta, parcă noi am venit și v-am indicat dumneavoastră ce să faceți. Noi doar avem o discuție, ne documentăm, voi la nivel local decideți. Eu, când am făcut acea referire, am spus în contextul în care vorbim despre prioritizări. Ca să știți, și eu îmi doresc, și nu doar în localitatea dumneavoastră, dar în toate localitățile, să fie casă de cultură. Pentru că, fără cultură, nicăieri nu ajunge. Toată mizeria care este în jur este datorită și vorbește, în primul rând, din nivelul nostru de educație, de cultură și de inteligență. Și lucrul ăsta e clar că trebuie ameliorat, trebuie dus la cel mai înalt nivel posibil. Doar că dacă am spus și acolo, și spun și acum, dacă mă întrebați pe mine, atunci când eu îmi setez prioritățile pentru finanțare, eu pun ca prioritate numărul 1, apa și canalizare și casă de cultură pe planul 2. Deci, acum, mă scuzați că eu ne-am vorbit de apă și canalizare. Noi ne-am bazat pe ce iată doar domnii consilieri ai noștri locali, care au format o majoritate, au promis și au scris rețele de socializare, iată din banii 11 milioane de euro, banii europeni pentru canalizare. O trecut un an de zile, un an și 2 luni deja, dacă nu mai vine. Nu au mai venit acei bani. Acum vorbim, doamnă Gatien. Doamna Stela, țineți minte că eram în birou la dumneavoastră și ați spus că eu personal n-ați permit să iei proiectul ăsta. Țineți minte că ne-ați spus. Și eu zic, dar și dacă oamenii s-a chit fiecare câte 10.000 de lei, dar dumneavoastră personal n-ați permit. Și eu v-am întrebat, dacă și eu hai să mă puneți și mie la cheltuială. Mai de unde eu voci tu minciunile astea și așa este? Și spui la mine în birou, eu ți-am spus ție că eu personal, eu ți-am spus că eu... De ce eu trebuie să iasă din țară că a venit cu așa minciuni față de societate? Nu, nu-i cazul să legeată, nu vă spun, am un minut de aceasta. Hai să înțelegem, noi lucrăm aici, nu intru caz, noi să lucrăm trebuie. Și dacă dumneavoară au vorbit și chiar dacă pentru noi era fantastic asta scrie, dar ziceam undeva, lăsam un loc, că măi poate tot și au să-i aducă banii ăștia și au să izbutească. Că nu vreau să-mi iau eu meritic, dacă au să-i aducă ei o să facă lucrare și ei. Și toată lumea o să știe că sunt ei, cei care au făcut-o. Dar aici s-au primit și s-au primit la noi. Că s-au speriat tare, au vrut să înființeze un SRL, ca nu cumva primarul să-și ia meritile la 11 milioane de euro. Înțelegeți? Și lăsați-i atunci să vă atingem banii cei care le-au promis. Că am înțeles că banii deja sunt. Lăsați să pornească lucru cu apa și canalizarea din 11 milioane. Și lăsați să ducem noi lucrul executivul care l-am pornit. Da. Tot de la dumneavoastră. Ne ascultați, colegi. Deci,
Dacă eu am o întrebare pe asta în contextul ăsta, noi tot am vorbit despre cum se dă în prioritățile și spuneați că APA și canalizarea sau solicitările sau propunerile de la unii consilieri care au ajuns pe masa noastră cel puțin, nu sunt pertinente din motivul că nu s-ar putea, nu ar putea fi valorificat parcursul anului bugetar viitor sau prezent 2021. Asta este argumentul de bază, ca eu să înțeleg. Sau există, sau mi-a spus și simplu, ați setat altfel priorități? Nu, eu consider că o proiectare se face și durează jumătate de an, poate și mai bine. Când o să învii proiectul pe masă, gata, și pentru a executa și a face licitația și a găsi firma pentru ca să putem utiliza mijloacele financiare care o să primim de la municipiu, deja o să fie anul nou. Și eu o să primească că nu reușesc nici pe ăștia să-i valorific și nici lucru n-am făcut nimic. Și atunci se primește un blocaj din partea consilierilor și eu înțeleg care e blocajul, ca să primească așa. Să nu-mi permit să fac nimic ca să fie în defaimare. Și aici se lucrează bine. Aici se lucrează. Care 2 milioane au fost atribuiți anul trecut pentru proiectări. Și când am dat ca să începem să găsim firma care să ne presteze servicii și am făcut achiziții... Nu? La noi n-au fost valorificați 7 milioane, doamna. Nu 2 milioane. Deci, aceștia nu sunt banii care au fost acordați din transfer. Nu sunt banii cu economie.